Bună ziua, vă salută, Tatiana! Astăzi vom continua partea a doua a pălăriei noastre. Și voi începe. După cum știți, am lucrat cele 9 rânduri de piciorușe duble. Acum eu voi lucra 3 ochiuri de lanț, care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în următorul picioruș și voi face un picioruș dublu neterminat. Firul pe croșet, voi intra în cel de-al treilea picioruș, din nou, deci am 3 piciorușe duble neterminate, le voi închide împreună și voi face 3 ochiuri de lanț. Și voi continua în același mod. Picioruș dublu neterminat, 1, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat și cel de-al treilea picioruș dublu neterminat, le voi închide împreună și voi continua cu 3 ochiuri de lanț. Vom repeta astfel pe întreg parcursul acestui rând. Cel de-al doilea picioruș dublu neterminat și vom continua cu cel de-al treilea picioruș dublu. Le vom închide pe toate împreună 3 ochiuri de lanț. Noi vom lucra singure, așa se prezintă ceea ce lucrăm, ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. După cum puteți vedea, după ce am făcut ultimul grup de 3 piciorușe duble, mi-a rămas un picioruș dublu singur. Acesta îl vom sări. Am făcut cele 3 ochiuri de lanț, acum voi închide cu piciorușul alunecat în corespondența ochiului de unde am închis cele 3 piciorușe duble. Cu fir alunecat vom intra în primul spațiu și vom lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, și în corespondența acelui spațiu voi continua cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu. După care firul pe croșet și mă voi îndrepta în următorul spațiu și voi lucra din nou 4 piciorușe duble. Astfel, pe parcursul acestui rând, în corespondența fiecărui spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț din rândul anterior, noi vom lucra câte 4 piciorușe duble. Astfel vom începe să dăm lărgime borului pălăriei. Noi vom lucra singure, dar mai întâi să termin aceste 4 piciorușe duble și ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Deci, așa se va prezenta. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Apoi, voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi face un picioruș dublu neterminat, firul pe croșet, voi intra în următorul și voi face din nou un picioruș dublu neterminat, acum am 3, le voi închide împreună, voi face 3 ochiuri de lanț de separare, după care voi continua. Deci, practic, voi repeta primul rând. Vom face 3 piciorușe duble neterminate, le închidem împreună, 3 ochiuri de lanț de separare și astfel continuăm pe întreg parcursul rândului. În felul acesta. Iar noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Voi termina și acest picioruș, acest grup. Voi închide totul, iar noi vom lucra singure de acum. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența piciorușului unde am unit cele 3 piciorușe duble din rândul anterior.
voi trece cu fir alunecat în spațiul format din cele trei ochiuri de lanț și voi lucra. Trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu și cel de-al treilea picioruș dublu. Firul meu nu este atât de bine mercerizat și îmi face un pic de probleme. După ce am lucrat cele trei piciorușe duble, voi intra în corespondența următorului spațiu format din ochiurile de lanț și voi continua cu trei piciorușe duble. Deci, pentru acest rând, noi vom lucra câte trei piciorușe duble în corespondența fiecărui spațiu format din cele trei ochiuri de lanț. Apoi, pe măsură ce vom lucra, vom vedea dacă va fi nevoie să mai înmulțim sau nu. Dar cred că va fi nevoie să mai înmulțim cu cât borul pălăriei este mai mare, cu atât trebuie să înmulțim mai mult. Deci vom continua în acest mod. După ce am închis și acest rând cu fir alunecat, voi continua repetând primul rând. Deci am făcut trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi face un picioruș dublu neterminat, apoi cel de-al treilea picioruș dublu neterminat, le voi închide împreună și voi face trei ochiuri de lanț de separare. Și voi continua în felul acesta pe întreg parcursul acestui rând. Deci vom repeta, iar noi vom lucra singure și ne vom întâlni la sfârșitul rândului pentru a continua. Felul acesta. Le fac o dată cu dumneavoastră un grup. Trei ochiuri de lanț, ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am încheiat și acest rând cu fir alunecat, voi ajunge cu fir alunecat în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, iar aici voi lucra din nou trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, deci practic vom repeta din nou ceea ce deja am lucrat. Voi continua acest rând în acest mod, câte trei piciorușe duble în corespondența fiecărui spațiu format din ochiurile de lanț. Iar noi ne vom reîntâlni. După ce am încheiat și acest rând, vom continua lucrând un rând de grupe de câte trei piciorușe duble. Acum greșeam eu, deci piciorușe duble neterminate, pe care apoi le vom închide împreună și vom face cele trei ochiuri de lanț de separare. Deci vom repeta pe întreg parcursul rândului, trei piciorușe duble, închise împreună, repetăm ceea ce deja știm. Iar noi, după acest rând, vom vedea modul în care se prezintă lucrarea și vom decide dacă trebuie să facem un nou rând de înmulțiri. În acest moment continuăm formând grupurile de câte trei piciorușe duble separate de trei ochiuri de lanț și ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Cam așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Pentru a fi un pic mai larg borul pălăriei, următorul rând vom repeta din nou în corespondența fiecărui spațiu format din ochiurile de lanț patru piciorușe duble. Deci am intrat cu fir alunecat în primul spațiu, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, voi continua cu cel de-al doilea, cel de-al treilea și cel de-al patrulea.
după care vom trece în următorul spațiu și vom repeta cele patru piciorușe duble. Vom face acest rând așa pentru a da un pic de lărgime și după care noi vom continua. Dacă nu vom face aceste mulțiri, atunci pălăria, borul se va îndoi și nu va avea un aspect frumos. Deci vom continua lucrând fiecare spațiu format din ochiurile de lanț câte patru piciorușe duble, iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Încet, încet ne apropiem de sfârșitul acestui tutorial. Am ajuns și la capătul acestui rând, așa se prezintă ceea ce am lucrat. Acum nu ne rămâne decât să închidem cu croșetul sau cu acul și rândul acesta. Voi scurta firul și bineînțeles că voi ascunde capătul de fir. Următorul pas care va trebui să-l facem fiecare dintre noi va fi să găsim forma și adaptată și să apretăm pălăria noastră. Eu sper că acest tutorial v-a fost de folos. Sper să mă fi ridicat la înălțimea așteptărilor dumneavoastră, iar eu închei ca întotdeauna cu aceleași cuvinte. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă îmbrățișez cu drag și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. Eu, după ce voi apreta această lucrare, o voi pune pe pagina canalului și eventual voi face un short cu modul în care se prezintă. Fiind spuse acestea, eu vă doresc spor la lucru și o zi minunată. Vă salută Tatiana, la revedere!